întrebarea noastră de Crăciun. Vă oferim cu mult drag colindele pe care tocmai le-ați ascultat și piesele care vor urma în continuare, pentru că, așa cum spunea Henri Rabaud, muzica nu o putem găsi doar în anumite țări sau în anumite muzee, asemenea picturilor sau sculpturilor. Muzica lui Mozart nu este închisă în Salzburg sau lui Chopin la Paris, nici a lui Haydn într-un muzeu din Viena sau din Londra. Ea vă este adusă aici, dumneavoastră, prin intermediul acestor mici artiști, copiii dumneavoastră, pe care vă invit cu mult drag să-i ascultați și să-i țineți în continuare. Și anul trecut, când copiii au participat la concursuri, unde au obținut rezultate foarte bune. Ada Lucas, deși a început doar acum în septembrie, a reușit să ia o mențiune la concursul Clavier Art la Petroșani. Preda Camelia, clasa a doua, a luat premiul al doilea la același concurs, Clavier Art Petroșani, și premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese românești de Sabin Drăgoi, astfel încât a fost invitată să cânte în gala concursului. Ea a luat și premiul al treilea la concursul Sigismund Toduță de la Deva. Ian cu David a obținut premiul al doilea la concursul Clavier Art, precum și premiul al treilea la concursul Sigismund Toduță de la Deva, Herban Alexandru premiul 2 la concursul Sigismund Toduță Deva și diplomă de merit la Festivalul Bach, Juteu Melisa premiul 3 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală Pian la Arad. Copiii au mulțumit mult, emoțiile au fost mari, așa că felicitări tuturor! O să începem serbarea cu cea mai micuță elevă din clasa 0, cea care de altfel a și deschis serbarea noastră. O să o invit din nou în scenă pe Juteu Naomi, clasa 0, cum vă spuneam, care va cânta Marșului Pritindești și Zboară, zboară.
întrebat și eu pe Linda. Thank you.
Thank you.
vals de Chopin. Thank you.
va cânta o arie de Bach. Clasa 4. Thank you.
va cânta dansul ungar de Brahms și preludiul de Bach. Thank you.
Thank you.
partea a doua a serbării vom avea câteva numere în care s-a implicat și au pus să facă ceva mai mult. Mulțumesc Denisei Stroia, care s-a implicat foarte mult în partea aceasta a doua serbării. Prima reprezentație va fi a lui Teodora și a lui Alex, care vor cânta o piesă. Hai să vedem. Pian și fluie. Thank you.
nou, Denisa, și fetele care vor cânta aici pe asupra. Ana, Ana și Melissa. Remember, years ago, some I told me I should take.
Haideți să ne restrângem puțin, nu? Un pic acolo, fete.